Referitor la poluarea și poluarea Volkswagen și scandalul Volkswagen. Ce vreau să vă povestesc? Orice motor diesel sau benzină, dacă are injecție, dar are niște senzori. Sunt senzori de accelerație, throttle position sensor se numește, sunt senzori de oxigen într-un catalizator, în tobă, care arată cum se produce arderea, sunt senzori de altitudine chiar și sunt senzori de temperatură, care produc nivelul relantivului, care e mai mare la rece, mai mic la cald. Bun. Toți senzorii ăștia trimit la un calculator informația și calculatorul produce amestecul stoichiometric, se numește, între combustibil și aer. În funcție și de cum este aerul, dacă aerul este mai rarefiat, pun mai mult aer. Vă dați seama. Ei bine, nemții, au mai inventat un senzor. Senzorul de dești în fund, ca să zic așa, este senzorul de senzor. Este senzorul prin care se sesizează existența unei rezistențe în sistemul de evacuare și acest senzor depistează momentul în care mașina este verificată pentru emisii. Fiindcă atunci când se verifică emisiile, se pun ceva. Se pune un senzor în țeava de eșapament. Ei bine, asta este invenția lor. Nu e a lor. Invenția au făcut-o unii cu camioanele înainte, la Volvo, mi se pare. Tot în America i-au descoperit, i-au prins, cu un astfel de senzor. Senzor care, practic, observă, sesizează rezistența în sistemul de evacuare și gestionează motorul altfel, dându-i mai puțin combustibil și, în consecință, în sistemul de evacuare, presiunea gazelor cantitatea acestora este mai redusă. Vreau să vă spun un lucru. Dieselul este mult mai periculos decât motorul pe benzină. De ce? Din cauza faptului că amândouă produc CO2. Și noi, în general, regulamentele internaționale sunt la nivel de CO2, de dioxid de carbon. De ce? Din cauza faptului că acesta produce efectul de seră cunoscut și de încălzirea globală. Bun. Însă, din punct de vedere al cuvântului poluare, CO2-ul nu se încadrează. Se încadrează oxizii de azot și particulele de carbon. Aceștia sunt net mult mai mulți, în cantitate mult mai mare la emisiile motoarelor diesel. Ăsta este motivul pentru care foarte multe orașe, din Asia în special, dar uite și Atena este un exemplu, orașe care sunt construite în cuve, în zone mai joase, fiindcă, în general, oamenii când s-au stabilit au căutat un loc unde apa este mai prin preajmă și vântul este mai puțin deranjant și, bineînțeles, că s-au dus în zone mai joase. Aceste orașe, neavând circulație de aer, particulele în suspensie din aer se simt și atunci au eliminat dieselul. În Atena, de exemplu, numai taximetriștii au voie diesel. În multe orașe din Asia, dieselul este interzis. În China, de asemenea. Oamenii și-au dat seama că dieselul, orice îi face, fiindcă tentația este mare. Puterea calorică este mai mare cu cel puțin 50% a combustibilului motorină decât combustibilul benzină. Și nu trebuie decât să-l comprimi mai tare, să-i faci niște amestecuri mai fine și să-l arzi mai bine. Și bineînțeles că realizezi o putere calorică. Acum, putere calorică, dar și poluare. Ăsta este motivul pentru care eu cred că și în Europa, din ce în ce mai mult, se va pune problema trecerii pe varianta de motor benzină și hibridul, adică motor benzină și electric. Este, după părerea mea, cea mai convenientă formă de mașini și, în special, mașinile plug-in, adică cele care pot să fie alimentate de la priză. De ce? Fiindcă tu poți să ai o mașină de familie cu care să te deplasezi și pe distanțe scurte, în momentul în care folosești doar electricul și doar plug-in, și să te deplasezi și pe distanțe mai lungi și atunci să ai și motorul termic la îndemână. Singurul dezavantaj pe care l-am văzut în Italia, am văzut la taxiuri în Italia, singurul dezavantaj este că aceste mașini electrice, în rulajul electric, pot produce accidente minore cu câini sau cu pietoni sau cu oameni care pur și simplu nu auzi mașina, fiindcă singura sursă de zgomot este cauciucul.